Salut, Ionuț! Salut, da, de ce-i cu, ce-i cu căciul ăsta așa pe cap? Păi am venit pe jos și era fric și acum ce să fac? A, pe jos, ca săraci, am înțeles. Bine. Hai să-mi cu ăsta, că imediat te văd cu un autobuz cu toți împuțiți. Asta-i mașina ta? Ce tare! Da, bine, ok, nu trebuie să te ambalezi așa, e, da, atât am putut și eu. Dar e foarte tare mașina! Da, dar nu trebuie să te bucuri așa vizibil, știi? Aici o ții mai pe interior. A. Vede lumea că ești disperat, da? Ok. Ușor. Și cum mai ești? Da, nu te... Hai, ușor. Da, și zi-mi, cu ce te ocupi? Cum ești? Bă, vânzări, tată. Acolo sunt bani, acolo e business-urile grele, știi? Știi că eu n-am putut niciodată să fiu angajat, să am șef, să am program. Nu pot. Nu e de mine. Mm-hmm. Eu îmi fac programul meu. Da. Mm-hmm. Crezi în zona asta, unde sunt bani. Fain, bani. Ce vrei să iei de mâncare? Nu cred că mi-au nimic. Am mâncat câteva ore și mi-e foame. Mi-au o cafea. O cafea cu lapte. Mi-au cafea. Eu vreau un burger cu cartofi. Ah. Bine că îmi ții șaurma ca țărani. Mai bine. Ai zis că nu ți-e foame. Nu mi-am luat un pic de poftă. Dar comandă și tu. Până comand, până vine aia cu mâncarea, până se mai mocăi pe aici. Ia un pic de poftă. Stai tu în cartofi ăștia? Băi, dar ești culmea. Ultim. Gata, nu mai am. Vezi tu, viața de București nu e așa pentru oricine, știi? Trebuie să știi să te învârți, trebuie să știi să faci o manevră, două, altfel nu. Am văzut că n-am mașină tare, haine șmechere, ești bine. Băi, știi cum zicea și ăsta de era pe dezvoltare personală? Oșo, da? Păi trebuie să alegi în ce ligă vrei să joci. Mm-hmm. Te îmbraci în gri, ai viață gri. Eu nu-mi permis să iau haine de 1000 de euro. O merge. Vezi tricoul ăsta aici? Scrie boss, da? Bă, cât de original crezi că e? Nu mai e aici. 80% original. Da? Un pic e fake, un pic. Dar vine cineva, verifică cusătura, stă și pipă aici? Nu. Să se vadă mare de la distanță, asta trebuie. Înțeles? Da, ești ăla în două, ca să... Masturat de cartofi, băi. Okay. Mersi mult, Ionuțe, mă bucur mult că te-am văzut. Frate, oricând, deci oricând ai nevoie de orice pe aici. No, eu rămân, o să-mi chem o mașină, bine? Bă, te duceam eu, dar am o combinație urgentă și timp înseamnă bani. A, dă-i jos căciul ăla, că îți miroase, sărăcii. Hai, bă, ceau. Ești pe aplicație? Că mi-am dat că mă duc cu tine. A, da, am intrat și eu azi, că da, nu știi peste cine mai dai, mai întâlnești un om, doi, mai un business, știi? Dar nu intru des pe aia, foarte rar, adică ies de câte ori pe zi, nu-i ceva. Nu, hai că urc. Da. Ce-i cu asta? Ce să mai zic acum, na? Livrezi și mâncare, na. Omoară-mă, da? E aproape 1000 de euro rata la mașina asta. Îmi trebuie 1200 cel puțin pe lună să mă descurc. Și aceea noroc că stau la sora mea și nu plătesc chirii. De ce ți-ai cumpărat mașina așa scumpă? Bă, dar vezi că ai mentalitate de sărac. Păi, nu faci economie niciodată la imagine, reglezi din pâine. Asta știu orice investitor de succes. Auzi? Nu am lăsit cursa pe aplicație, că mi-ai ieșit o grămadă de bani. Îmi dai cash.